Noi negocieri au avut loc marți între delegațiile rusă și ucraineană la Istanbul, după mai bine de 2 săptămâni de discuții prin videoconferință. Rusia a anunțat că își va reduce drastic operațiunile militare din zonele Kiev și Chernihiv pentru a crește încrederea în negocierile viitoare. Ucraina a propus să-și asume statul de neutralitate în schimbul garanțiilor de securitate. Între timp, Irpin a fost eliberat. Forțele ucrainene avansează și recâștigă controlul asupra regiunii din jurul Kievului, a spus Volodymyr Zelensky. El a cerut din nou puterilor mondiale să trimită Ucrainei armei și să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei, inclusiv printr-un embargo asupra petrolului. Departamentul Apărării din cadrul Administrației Statelor Unite avertizează că doar numere reduse de militari ruși au fost retrase din zona Kiev în ultimele zile, în ciuda susținerilor rușilor, conform cărora vor începe reducerea ofensivelor în zona capitalei Ucrainei și orașului Chernihiv. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului spune că rușii nu se retrag, ci doar se repoziționează în aceste zone, conform CNN. Rusia încă poate să atace brutal în zonele menționate, inclusiv în capitala ucraineană, au transmis oficialii americani după ce rușii au spus că intenționează să reducă atacurile în Kiev și Chernihiv.